domnule președinte, segmentul asigurărilor auto este deosebit de important pentru piața românească de asigurări. Spuneți-ne, cum ne-ați spus și în prezentarea din cadrul conferinței de astăzi, câteva cuvinte despre rolul FPVS în piața românească de asigurări auto. Primul rol cel mai cunoscut este cel de a plăti despăgubiri victimilor accidentelor de circulație, în care vinovatul, persoana vinovată nu a fost asigurată sau în care nu a fost cunoscută. Asta este principalul rol. Mai sunt două roluri importante, acela de centru de informare, deci de a comunica persoanelor vătămate date despre uh, mașina înmatriculată, dacă este asigurată, poliță, dacă are poliță de asigurare și asigurătorul acestea tocmai pentru a sprijini victimele în identificarea potențialului asigurător care ar putea să-i plătească despăgubirea. Dacă dacă există. Dacă nu există, evident, apelează la uh, serviciile fondului în vederea primirii de despăgubiri. Și mai este o, uh, al treilea atribut, acela de organism de compensare. Uh, atribuțiile sunt un pic mai complexe, lucrează ca un fel de interfață între un asigurător din străinătate și un reprezentant de despăgubire al asigurătorului RCA din străinătate. Lucrurile sunt un pic mai complicate, n-aș vrea să intrăm în detalii care să... Detalii... Sunt detalii de ordin tehnic. Sunt prevăzute în ordinul 1 pe 2000, 2008 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Este un rol foarte important, dar s-ar putea să nu înțeleagă într-un interviu să dăm detalii care ar putea să nu fie înțelese. Mai multe detalii avem oricum în prezentarea dumneavoastră, care exact. va fi postată și pe site-ul conferinței. Revenind acum la activitatea FPVS, pentru că ne apropiem de finalul anului 2010, ce ne puteți spune despre volumul despăgubirilor acordate în acest an? se constată o creștere se constată o creștere și creșterea nu vine neapărat din faptul că au fost mai multe accidente cu vehicule în care au fost implicate vehicule neasigurate ci mai mult din creșterea volumului de, de despăgubiri și e foarte simplu dacă facem comparație față de anul trecut când la nivelul fondului existau 610 dosare de down procesate față de 800, 840 câte estimăm până la sfârșitul acestui an. Deci creșterea este undeva de 33%, este o creștere normală, ține mai mult de faptul că totuși oamenii, populația cunoaște, a început a aflat despre existența fondului de protecție a victimelor străzii și prin măsurile de mediatizare și promovare pe care le-am luat. Deci nu cred că urmare neapărat a măririi numărului de accidente cu neasigurați este cauza acestei creșteri. Creșterea nu este mare, dar dacă comparăm cu volumul de despăgubiri plătite, în anul 2010 prognozăm uh, un volum de 7 milioane de lei, în raport cu 3 milioane 300 de de lei câte s-au plătit în 2009, observăm practic o dublare, dar această dublare, am zis, nu ține de numărul de accidente avizate, cât de faptul că... Uh, în ceea ce privește cuantumul daunilor morale, aceasta au uh, cunoscut o creștere semnificativă mai ales ca urmare a unor hotărâri judecătorești prin care fondul de protecție a fost obligat la sume consistente pentru vătămări corporale și deces cu titlul de daune morale. Ce a determinat creșterea acestor sume acordate pentru daune morale? Cred că principala cauză este aceea faptului că limitele de despăgubire trebuie precizat că fondul de protecție atunci când acordă despăgubiri, acordă despăgubiri urmând principiile și regulile de despăgubire pe care uh, le utilizează asigurătorii RCA conform ordinilor care reglementează această formă de asigurare. Deci lichidarea daunelor se face exact ca de către un asigurător RCA cu normal cu precizarea că după ce noi plătim despăgubirea uh, recuperăm aceste despăgubiri de la persoane păgubite. Deci Revenind, cred că principala cauză de creștere a fost uh, trendul a, și creșterea an de an a limitelor de despăgubire uh, stabilite prin uh, normele CSA, astfel încât să ajungem până în anul 2012 să ne conformăm uh, cu Directiva a 5 -a Europeană auto de a ajunge la un milion de euro pentru despăgubiri materiale și 5 milioane de euro pentru despăgubiri pentru vătămări corporale. Și de ce atât? cele materiale, cât și cele morale. Cred că acesta este principala cauză. Faptul că aceste limite s-au dus foarte sus și atunci este foarte ușor să încerci să mergi la niște, spre limita maximă în ipoteza că oricum vei, primi, vei trage în sus și ceea ce ți se oferă sau ceea ce ți se acordă prin hotărâri judecătorești. Și nu mai puțin adevărat, lipsa unor criterii obiective care să cuantifice, să fie veri să facă palpabile și să uh, facă ușoară posibilitatea de apreciere și de uh, cuantificare a acestor prejudicii. Deci, cred că cele două combinate uh, au condus la, la această situație în prezent.